foarte frumos. N-am văzut așa ceva până acum. Este prima oară când văd. Și ce vă place cel mai mult? Tot. Am rămas uimit. Încercați să luați acasă atmosfera asta sărbătoare? Da, da, da. Trimit și părinților. Cum sunt? Sunt frumoși. Pentru această perioadă ne ducem mai degrabă cu gândul la primăvară. Zecile de colindători care au umplut ulițele și străzile, dar și sunetul tălângilor și clinchetul clopoțeilor, măștile, căluții și capra ne fac să simțim cu adevărat atmosfera sărbătorilor de iarnă. Să fiți binecuvântați și urarea, bineînțeles, să faci și idighine. Cum se zice din noi, noi le-am făcut, așa este din bunici, dintr-o bunici, așa este mereu, peste tot. Tălângile astea uriașe, ce faceți? Alungăm spiritele rele. Și fug? Da. Și cu ăsta le luăm la bătaie. În seara de 24 decembrie, când este ajunul Crăciunului, atunci vestește aceste moșoaie, vestește casa, vestește gospodarul, că într-adevăr vin colindătorii, și măștele acestea care le are, aruncă spiritele rele din casa omului ca să vină cei buni în casa gospodarului. Încep sărbătorile de acum. E frumos. Mi-aduc aminte cu plăcere de colindul pe care îl făceam la mama acasă, la Vâlcea, de colindul pe care îl făceam la tata acasă, la Făcăieni.